Salutare din nou și bun venit la un nou video. Sunt din nou cu bicicleta în pădure, pe munte. Sunt împreună cu un prieten și astăzi explorăm bucata clasică de Piatra Craiului. Anume facem un traseu pe la poalele acestui masiv spectaculos. Tocmai am părăsit drumul forestier din prăpăstrile Zărneștilor care merge către cabana Curmătura. Suntem pe cheile pisicii și urcăm către Poiana Grind, de unde vrem să coborâm în Dâmbovicioara și apoi să ne întoarcem pe traseul de cicloturism de sub munte, prin satele acelea super pitorești de la noi din zona Rucăr Brau. La table, cred că e în poiană de acolo, din spate. Hai, unde ai fost tu? Nu, că de acolo mai coborâm. Uite, hai să vedem. Aici e la table. Unde ești? Și-au avut duși acum, vezi? Și la table, e acolo sus. Uite, vezi? Unde? Uite, mă, deci noi suntem unde e verde, da? Și un pic mai sus. Și un pic acolo. Da, deci noi am venit de aici, uite, vezi? Pe Valea Vrădușca. Și lăsau la joacă, e acolo, pe poiană aia faină. Aia încolo, da. Și noi să continuăm pe aici. Și așa și aici. Bă, dar ce s-a stricat, mă? Când a fost? În primăvară? Când? O, mai e drumul ce era. PSD! Și am ajuns la cabana Bruce Turet, probabil. Coborând spre Dâmbovicioara. Aici e că e pește la Dâmbovicioare. Nu găsim un langoș?
Ha! Sus la... Asta știu un loc fain cu belvedere. Aici ajungem la intersecție. Noi facem stânga către Ciocanu și înainte sunt cheile dângă Picioarei, care sunt foarte mișto. Dar nu ne mai ducem, că e dus în dos. Aici îi dăm la deal cu... O să vezi. Cu abrupt, nu așa. Cred că am ajuns la bucata cea mai abruptă din calea spre Ciocanu. E bine că e asfalt, însă înclinația e super, super dificilă. Nu pare, dar e de urcat. Constant, lung, tot ce trebuie. Ce case faine au rămas în dărăpânare, uite și pe asta. Drum pitoresc este asta. E fantastic. Ah, mamă, ce abrupt e. Cea mai dură oricare. Wow. 20%. 22. 25. Se adaptează mai greu. Ah, ce atmosferă faină aici unde nu bate vântul. Ai știut că zona asta, Ciocanu, Șirnea, Peștera Măgura, e una din cele mai faine din țară. Efectiv, e spectaculoasă.
Ce fain să văd prăpăstile zărnișului în spate. Ce e satul Măgura? Unde facem stânga către fântâna lui Botorog. Locul de început și de final al traseului. Asta a fost. Zâmbește frumos la final. 38 de kilometri. Cam de vreme, nu? Bău puțin apă. E foarte fain traseul. Dar e dificil un pic.